umbrării salariilor. Și aș vrea să subliniez, ca să fie clar pentru toată lumea, cu acest proiect de ordonanță nu va scădea niciun salariu, ci vor crește salariile în anumite domenii în funcție de ceea ce domnul ministru o să vă prezinte. Deci să fie foarte clar, acest proiect nu va afecta salariile existente în momentul de față, decât în sens pozitiv. Vă mulțumesc!